Să știți că Dumnezeu ascultă rugăciunea Bisericii. Încă o dată mi-am dat seama ce mare har există în lumea asta, ca în generația ta să fie oameni la care să poți să apelezi și să-i rogi să te susțină în rugăciune în momentele dificile din viață. Lăudat să fie numele Domnului. Mesajul pe care fratele Păstor l-a citit în această seară din Cuvântul Sfânt vorbea despre o prezență unică. <coughs> Imaginați-vă că niște oameni, ciobani de meserie, aveau o responsabilitate clară și anume de a asigura securitatea acelor oi. Să nu credeți că oile acelea erau neapărat ale lor. După cum bine știți, în localitățile de la țară, cei ce au oi le trimit cu turma și responsabilitatea ciobanilor este ca să păzească securitatea acelor oi. Dacă o oaie era înhățată de un lup sau de un alt animal sălbatic, ciobanul neaten trebuia să plătească. Și în mijlocul rutinei lor, în mijlocul gălăgiei, n-aș vrea să vă spun cum se auzea sunetul la de behăit, ce se întâmplă acum în sală e liniștitor și va fi mai mare liniște în următoarele momente, cu ajutorul Domnului se zice amin, amin, o liniște în suflet și în ambianța din jurul nostru și în mijlocul acelei gălăgii, dintr-o dată s-a produs o gălăgie mai mare. S-a creat un șoc, un șoc luminos, pentru că fără programare prealabilă a apărut un înger. Îngerul era de factură divină, mai precis de factură cerească, și a venit din cer, zice Biblia, și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit în prejurul lor. Ei, ei s-au înfricoșat foarte tare. Ce-ai face dacă în aceste momente, în următoarele secunde, ar apărea un înger aici în sală? Vă garantez eu că nimeni nu m-ar mai asculta pe mine. Toți s-ar uita numai la înger. Corect? Asta e realitatea. Unii s-ar înfricoșa, alții s-ar bucura, depinde de cum este istoricul fiecăruia dintre noi. Și Biblia zice: Îngerul, când i-a văzut timorați, înfricați, le-a zis nu vă temeți. De ce? Pentru că vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Domnul. Vedeți, copilașii, grupa, prima grupă care a adus înaintea Domnului darul lor, au rostit acest verset de două ori. N-ar fi rău să răstim toți măcar o dată, da? Haideți! Cine atent la mine rostește. 3, 2 și... Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Lăudat să fie numele Lui. În această seară aș vrea să vorbesc sub asistența Duhului Sfânt și sub călăuzirea sa despre vestia veștilor. un grup care a cântat în această seară avea în cântarea lor un vers care spunea Vă transmit cea mai bună veste. Vestea veștilor. Observați că această veste este o veste bună. Nu știu când ai primit ultima veste nu știu cum a reacționat. Mi-am că eram uh, uh, la evaluarea națională în clasa 8 -a, ca să mă apropiu tot mai mult de copilașii ăștia pe care vreau să-i fac foarte atenți. Nu le promit că le da, li se dă cadou întreg, dacă-ți cuminți oricum li se dă cadou întreg. Așa că stați liniștiți și fiți foarte atenți, lăudați să fie numele Domnului și pentru cadourile pe care le se vor da. Amin? Vreți Domnul să fie lăudat? Amin, Doamne, lucrează pentru asta. Cu ocazia asta, sper că sunteți mult mai atenți la mine cu gândul la cadou. Nu la mine, ci cu gândul la cadou, da? Și în Casa 8, -a, când eram, am primit o veste. Cineva a sunat la telefon la mama și a zis, băiatul tău, Caleb, a intrat la un liceu, nu vă spun care, și pentru mine nu a fost o veste bună. Atunci, internetul nu funcționa așa de repede ca acum, nu era așa de prezent prin casele noastre și nu mi-a plăcut vestea asta o trebuie să alerg repede să mă duc să verific la școala unde am terminat clasele de gimnaziu și mi-am dat seama că n-am intrat acolo. Și când m-am văzut pe afiș unde am intrat, nu vă spun unde, da, am fost foarte bucuros. O veste te poate pune în panică, în frică, în nesiguranță, poate fi o veste rea sau o veste bună. Vestea aceasta, și anume, avem mântuitor, este cea mai bună veste și pentru vestea aceasta strigăm din toată inima împreună cu copiii, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Vestia veștilor e o veste bună. 2. Vestia veștilor, sunt niște observații doar, este o veste care aduce bucurie. Acum nu mai trebuie să vă spun să fiți bucuroși, că deja v-am văzut bucuroși. Când ați văzut copilașii, mai ales prima grupă, toți ați zâmbit, da? Semn al bucuriei. Este o mare bucurie când copilașii pot să laude în numele Domnului. Și vă dați seama ce mare bucurie avem în seara asta că din gurile celor mici Dumnezeu și-a scos o întăritură și transmite o veste care schimbă universul întreg. Avem un mântuitor, numele lui este Isus Hristos Domnul. Cine crede că mântuitorul este și pentru noi să zică amin. Lăudați să fie numele Domnului. Vestea e bună, e o veste care aduce bucurie și nu uitați, vestea asta este o veste a biruinței. Corul cânta la un moment dat și spunea, când întunericul domnea, lumina a venit. Când păcatul mognea în fiecare suflet, când pe fiecare metru pătrat de pe Mavamont exista numai păcat, moarte, depravare, hău, desmembrare, ceva s-a întâmplat. Pe câmpiile Betlemului a fost adusă o veste, vestea biruinței Vestea că Dumnezeu a coborât în no rasa noastră umană și a venit să se facă asemenea nouă, fără să ia păcatele noastre, sau mai bine zis, fără să păcătuiască, dar acceptând povara păcatelor noastre pe care să le ducă la Golgota. Este vestea Mântuitorului Iisus Hristos care a venit la noi o veste a biruinței? Te simți biruitor în numele Lui Iisus Hristos asupra păcatului, asupra falimentului, asupra depresiei, asupra fricii? Dacă da, strigă din toată inima gloriei Lui Iisus Hristos. Glorie lui Iisus Hristos! Vestia veștilor este o veste bună, este o veste care aduce bucurie, este o veste a biruinței. Dar vreau să-ți mai spun trei caracteristici speciale ale acestei vești. În primul rând, Mântuitorul este un Mântuitor prezent. Mântuitorul? este un mântuitor prezent. Dacă ar trece un înger în aceste momente prin sală și ar lua notițe legate de ce facem noi, să nu uitați că îngerul prezent. Nu e pe câmpiile Betleemului, e prezent aici. E prezent legat de mintea ta și îți spune la ce te gândești fă-ți liniște memorie, te rog frumos, iați privirea de pe copii și uite-te în carte. Astăzi a strigat îngerul. Astăzi. Astăzi, nu mâine. Astăzi vi s-a născut un mântuitor. Mântuitorul e pentru prezent. Nu știu de ce ai venit în seara asta. Nu mă interesează numele tău. Un singur lucru mă interesează să înțelegi în seara asta: că Mântuitorul e prezent. Seara asta nu e o seară program pentru copii. Seara asta nu e o seară așa în care vrem să mai bifăm că am fost în 24 decembrie și în anul 2019 la Mântuirea lui Dumnezeu, la Biserica lui Isus Hristos, la Biserica Betania. În seara asta se împarte mântuirea. Cuvântul Domnului striga prin autorul epistolei către evrei. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, nu-ți împietri inima. Inima poate să fie împietrită prin defocusare, prin faptul că nu ești concentrat la ce se vorbește. Cartea aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Cine crede că această carte este cuvântul lui Dumnezeu, să ridice o mână sus. Și copiii rog, cine crede că această carte este cuvântul lui Dumnezeu să ridice o mână sus, vă rog frumos, cine crede să ridice o mână sus, aleluia, lăudați să fie în numele Domnului, în cartea aceasta se prezintă adevărul și numai adevărul, să nu uiți, această carte este pentru viața ta, astăzi ți s-a născut un mântuitor. De atunci și până în momentul în care va reveni Domnul Isus Hristos, când va reveni pe norii cerului, Mântuitorul este pentru tine prezent. Am văzut aici fețe ale unor oameni care nu-L cunosc pe Iisus Hristos. Mă rog Duhului Sfânt să-i cerceteze. Mă rog Duhului Sfânt să-i convingă de păcatele lor. Ascultați ce spunea îngerul care a venit la Iosif, în Matei, în capitolul 1, spunea foarte clar. Ea va, va naște un fiu, versetul 21, capitolul 1, Matei. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus. care e argumentul pentru care va fi numit Iisus? Pentru că El, vă rog să citiți cu voce tare, el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Când strigi Isus, când rostești numele ăsta în rugăciune, în cântare, în poezie, în predică, să nu uiți: Isus înseamnă Domnul mântuie, Domnul salvează, Domnul eliberează, Domnul mântuie azi. Poate ai zis, o, oh, nu, este o seară obișnuită, ne-am prea obișnuit cu 24 decembrie să fie o seară în care copiii cântă, în care suntem așa simpatizanți ai copiilor și ne bucurăm pentru prezența lor. Să știți că ce au spus copiii în seara asta va fi mărturie pentru unii dintre noi dacă în seara asta nu ne plecăm fața înaintea lui Dumnezeu și nu strigăm după Regele Iisus Hristos strigându-i numele și spunându-i Isuse, Doamne salvează-ne și pe noi și ne vrea să fie salvat de Domnul Iisus Hristos să spună amin lăudat să fie în numele Domnului. Vestea veștilor este o veste pentru prezent. Mântuitorul e prezent aici. Mântuitorul salvează în seara asta. Mântuitorul trece printre rândul. Nu lăsa sărbătoarea asta să fie un nou Crăciun bifat în agenda ta spirituală, religioasă, rutinală. Fă din sărbătoarea asta un moment în care să strigi Iisuse, fii prezent în casa mea, fi prezent în familia mea, coboară peste copiii mei, peste adolescenții din casa mea, peste cei ce nu te cunosc și care în momentele astea ating două pahare pline de vin sau de alcool, de bere, de altceva și nu vor să aud despre Isus Hristos. Pentru ei ne rugăm în aceste momente și spunem în numele Lui Isus Hristos să fie mântuiți, să fie mântuiți, să fie mântuiți! Isus salvează! Iisus înseamnă Domnul mântuie și în generația asta. Și câte vreme mai bate ceasul lui Dumnezeu, semna mântuire, zicem din toată inima, binecuvântată să fie vestea veștilor. Este o veste pentru prezent. Doi, este o veste personală. Biblia zice, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut. Vouă, și puteau să zică ce banii nouă? Da, și vouă. Puteau să zică, magii, noi suntem dintr-un spațiu păgân, și nouă? Da, și vouă. Trebuia să zică, Irod, și pentru mine este el Mântuitorul? Așa trebuia să zică. Însă s-a tulburat și l-a scos afară din sfera de influență a vieții lui. Să nu uiți, veștea, vestea veștilor este că Iisus, este mântuitor personal. Vă aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru. Pentru cine? Pentru tot norodul. Pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri, pentru bărbați, femei, indiferent de vârsta lor. Vestea va fi o mare bucurie pentru tot norodul. M-am uitat în 8 decembrie și am văzut părinți cu ochii în lacrimi. Am văzut bunici care plângeau. Am văzut oameni care s-au implicat în lucrare, care se zguduiau de plâns, pentru că și-au dat seama că vestea aceasta a mântuirii a venit și în casa lor, a venit și în familia lor, lăudați să fie numele Domnului. O mântuire personală, un mântuitor personal. Dar vă rog să înțelegeți sublinierea îngerului care a zis, vi s-a născut unul dintre mântuitori, așa a zis? Nu, a zis un Mântuitor. Când le-au poruncit apostolilor în Fapte, capitolul 4, și le-a zis: Puteți să predicați despre Buddha, puteți să vorbiți despre Confucius, puteți să vorbiți despre Patriarhul Daniel al României, puteți să vorbiți despre președintele cultului Baptist sau Pentecostal, puteți să vorbiți despre ce vreți voi, dar vă rog frumos, vă ordon, vă direcționez clar și vă dau o, o lege, o poruncă: nu mai vorbiți în numele lui Isus Hristos Intrăm în panică. Tot diadul tremură când se vorbește în numele lui Iisus Hristos, biblic. Și apostolul a strigat și a zis, fapte 4 cu 12, în nimeni altul nu este mântuire. Haideți să rostim versetul ăsta cu toții cu voce tare. 3, 2 și, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți decât numele lui Iisus Hristos avem un singur mântuitor și în seara asta stric, mulțumesc mântuitorului Iisus Hristos. Mulțumesc că ai trecut și pe strada mea în cartierul Mărăști. Mulțumesc că ai trecut și în cartierul zorilor. Mulțumesc că ai trecut prin toate cartierele din Cluj Napoca. Mulțumesc că ne-ai găsit pe unii dintre noi prin sate, prin cătune. Mulțumesc că n-ai rămas acolo în Ierusalim. Mulțumesc că ai mers prin apostolii tăi și prin oamenii tăi dedicați până la marginile pământului. Și în generația aceasta Evanghelia încojoară planeta și strig din toată inima glorie Mântuitorului. Avem un singur Mântuitor, numele Lui este Isus Hristos, Domnul. Numele lui este Isus Hristos, Domnul. Echipe care merge să colindați în noaptea asta, strigați din toată inima, singurul care mântuie, singurul care salvează, este Isus Hristos, Domnul. Amin? Lăudați să fie numele lui. Eram la o mormântare în Miamar, în Asia, și la un moment dat, în timp ce transmiteam cuvântul Domnului și spuneam că singurul mântuitor al Universului este Domnul Isus Hristos. S-a ridicat un budist în picioare, s-a ridicat și a zis nu, a zis translatorului care vorbea în limba brumeză spune că e și Buddha Mântuitor. Și translatorul nu mi-a zis nimic numai după aceea. A strigat de mai multe ori, n-am înțeles nimic, am fost cumva securizat n am înțeles limba. Dar să știți că dacă mergi într-o lume neeuropeană, cum ar fi în Africa, în Asia sau în alte țări, musulmane, budiste, dacă ești curajos să spui în public că Iisus Hristos este singurul mântuitor al Universului, poți să te întâlnești cu moartea. Noi aici suntem în libertate, avem pace, avem copilași împreună cu noi, avem căldură, avem condiții, avem binecuvântare. Și putem să spunem fără nicio frică, Iisus Hristos este Mântuitorul nostru dacă mai sunt suflete locul acesta care încă nu l-au proclamat pe Iisus Hristos ca Domnul și Mântuitorul vieții lor, să treacă Duhul Sfânt pe aceste inimi prin fața lor și să le transmită Harul Mântuitor, să simtă că cea mai importantă veste, vestea veștilor, este că avem un Mântuitor, unicul Mântuitor, un Mântuitor privat. Vestea e o veste personală și trei, este o veste provocatoare. Ce faci cu vestea asta? O poți lăsa pe un CD în mașina ta să continue să ruleze și să auzi vestea asta. O poți spune pe internet printr-un radio, o poți spune printr-o predică, o poți așeza undeva pe un verset care îți place ție cum arată designul și îl așezi pe un birou. Ce faci cu vestea asta? După ce au plecat îngerii care au cântat, așa de mult ar vrea să aud glasul acela îngeresc dar s-ar prea putea să-l fi auzit, auzit deja în seara asta și să nu-l fie băgat în seamă. Pentru că împreună cu acești copilaj, cred că au fost prezenți și îngerii Domnului. Îngerii Domnului care a dat și au binecuvântat și au dus biruință, lăudat să fie numele Domnului. Vreau să spun ceva în seara asta. Vestea asta te provoacă. Fie te super și te tulburi ca Irod, fie mergi ca magii și îl cauți pe Isus Hristos fie continui ca și păstorii și te duci să te intereseze un singur lucru, un singur lucru, să vedem dacă ce ne-a spus îngerul, dacă vestea pe care ne-au transmis-o îngerii este adevărul. Spune Biblia, după ce au plecat ei îngerii ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă, nu mai amâna, Seara asta e seara eliberării tale. Poate că mă urmărești online și poate că ești aproape să-ți iei viața și ți-ai propus că noaptea asta vrei să te sinuciezi. În numele Lui Iisus Hristos se spun din partea Duhului Sfânt, oprește-te, oprește-te pentru că Mântuitorul este și pentru tine. Mântuitorul este și pentru viața ta. Oprește-te, scoate afară orice mișloc de sinucidere, orice gând murdar care l-ai avut până azi și stai în fața lui Dumnezeu și grăbește-te să-L primești pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Ne rugăm pentru asta ca Domnul să mântuie în cluj apoca. Doamne, eliberează și mântuiești. Să mântuiască Domnul familiile tale. Să treacă mântuirea lui Dumnezeu prin spitale în momentele astea în care suntem la bucurie. Și alții varsă lacrimi și se ascund sub pernă și plâng nopți întregi și zile întregi. Domnul să toarne mântuire. Domnul să ierte păcate. Domnul să vindece și asculta ce au făcut ei. Spune Biblia, după ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Ce faci cu vestea asta? O ții în buzunar, o ascuns pentru familia ta, nu te mai interesează de nimeni. Sau mergi cu vestea asta și de la om la om din familie în familie, spui, Iisus Hristos este Mântuitorul, Iisus Hristos este un Mântuitor personal, Iisus Hristos este un Mântuitor pentru prezent, fie că această sărbătoare să te provoace într-un mod supranatural și când plecăm de aici să ducem Evanghelia Mântuirii și să nu uităm, cea mai frumoasă veste, vestea veștilor, este că Iisus Hristos e Mântuitorul tău, fie să fie cu adevărat. Amin.